Bună seara tuturor și bun venit la conferința noastră. Această conferință vă este oferită de către Freeways Global, producător în domeniul sănătății. În această seară avem un invitat special, doctorul Cătălin Luca, ce ne va vorbi despre detoxifiere. Doctorul Cătălin Luca este medic primar de medicină generală, cu competențe în medicina alternativă, cum ar fi Ayurveda, noua medicină germană, apifitoterapie și de asemenea are o vastă experiență de peste 20 de ani în domeniu. În această seară, cum am spus, ne va vorbi despre detoxifiere și despre trei produse care ne ajută în acest sens. Produse care vor fi, așa cum deja compania ne-a obișnuit de fiecare dată, vor fi la promoție toată ziua de miercuri. Promoția începe de la noapte, de la ora 0 și durează timp de 24 de ore. Cele trei produse despre care spuneam sunt Colon Detox, Zeolitul și Cărbunele Activ. Cum puteți să beneficiați de promoție? O să vă rugăm să contactați persoana care v-a invitat în această seară aici. Sau dacă sunteți deja client Freeways, să accesați linkul de promoție care va fi disponibil de la ora 0 la noapte. Însă acum haideți să aflăm de ce este interesantă oferta companiei. Să aflăm chiar de la doctorul Cătălin Luca. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Într-adevăr, o să vorbim astăzi despre trei produse, Colon Detox, pulberea, cărbunele activ și mineral zeolit. Aceste trei produse, privite din perspectiva procesului de detoxifiere a organismului și în special la nivelul tubului digestiv. Cu toții am auzit de procesul de detoxifiere. Acest proces de detoxifiere este un proces care este amplu și se realizează din mai multe perspective. O să vă menționez doar câteva din ele. Din perspectiva, să zic așa, Ayurvedei. Știți că v-am mai povestit, există trei constituenți corporali, Kapha, Pitta, Vata, Dosha. Acești constituenți corporali au la nivelul organismului trei zone de corespondență, astfel că Kapha, Dosha are corespondență la nivelul stomacului, Pitta Dosha are corespondență la nivelul intestinului subțire, iar Vata Dosha are corespondență la nivelul intestinului gros. Cu alte cuvinte, dacă dorim să realizăm o acțiune de creștere sau de scădere a unei din aceste trei doșauri, acțiunea cea mai puternică și eficientă se realizează dacă acționăm la organul corespondent sau de corespondență a acestei doși. Cu alte cuvinte, dacă vrem să acționăm eficient la nivelul lui Kapha Dosha, atunci acționăm la nivelul stomacului. Dacă vrem să acționăm asupra lui Pitta Dosha, acționăm la nivelul intestinului subțire, iar Vata Dosha la nivelul intestinului gros. Vata Dosha, fiind caracterizat de elementul aer și eter, este o structură sau un constituent corporal care se modifică foarte ușor. Ce este cel mai ușor de modificat?
din cele patru cinci elemente, pământul foarte greu îl miști, apa o miști un pic mai ușor, focul miști și mai ușor, dar cel mai ușor se mișcă, se modifică aerul și eterul. Cu alte cuvinte, în Ayurveda se spune că aproximativ 70-80% din bolile din organism sunt datorate excesului sau dezechilibrului de la nivelul Vata Dosha, pentru că aerul este cel care se modifică cel mai ușor și în această cauză el se poate agrava, ca să spunem așa, cel mai ușor, adică Vata Dosha. Unde avem corespondentul lui Vata Dosha? La nivelul colonului. Cu alte cuvinte, 80% din bolile din un organism au ca și punct corespondent în organismul nostru colonul. De aceea se spune că dacă menținem o stare de sănătate a colonului, de fapt noi reușim să ocolim, ca să spunem așa, sau să prevenim aproximativ 80% din bolile care există. În momentul în care există totuși apariția unei anumite boli cu agravare la nivelul Vata Dosha, acțiunea la nivelul colonului duce de fapt la o reechilibrare, la reînsănătoșire, eliminând de fapt acea boală. Cu alte cuvinte, cu cât colonul nostru este mai sănătos, cu cât colonul nostru este mai curat, ca să spunem așa, mai echilibrat, cu atât noi de fapt ocolim aproximativ 80% din bolile din întreaga ființă. Ce e important de știut este că această stare de curățenie la nivelul tubului digestiv și în special la nivelul colonului este sau poate fi privită din mai multe perspective, plecând de la, să zic așa, de la suprafață către interior. Și anume, mucoasa colonului, mucoasa intestinului gros, este direct implicată în principiul de absorpție, într-o anumită măsură, acolo se realizează ultima absorpție a principiilor nutritive de la nivelul bolului alimentar, ca să spunem așa. Deci majoritatea substanțelor nutritive se absorb la nivelul intestinului subțire și apoi după aceea bolul alimentar ajunge la nivelul rezidul bolului alimentar, ajunge la nivelul intestinului gros. În prima parte se realizează absorpția finală a ultimilor elemente nutritive la nivelul bolului alimentar, după care acest bol alimentar își continuă traiectul de-a lungul intestinului gros, intrând în anumite procese speciale de fermentație și putrefacție care vor duce la realizarea scaunului, ce va fi eliminat apoi din organism. Vă spuneam eu că acest proces de purificare la nivelul colonului, de fapt este ține, să mă zic, strâns conex cu natura scaunului, da, pe care noi îl avem, pentru că acesta este strâns corelat, evident, cu alimentația pe care noi avem zilnic. În ce fel? Atunci când noi, să zicem, mâncăm micul dejun, da, introducem alimentele în gură, începem să le mărunțim, le înghițim, ajung la nivelul stomacului, se continuă procesul de digestie, înmuiere, mărunțire a alimentelor respective, separare în particule din ce în ce mai mici, după care ajunge la nivelul intestinului subțire, în partea duodenului, unde se continuă procesul de digestie,
Intră acolo enzimele de la nivelul pancreasului, sărurile biliare, enzimele duodenului și așa mai departe, care mărunțesc și mai mult ceea ce noi am mâncat și apoi când ajung la nivelul cea de-a doua parte și a treia parte a intestinului subțire, acolo se realizează absorpția principiilor nutritive din ceea ce noi am mâncat și care au fost, cum ar veni, separate în particule din ce în ce mai mici și astfel să poată fi absorbită de către mucoasa intestinului subțire. Deci principiile nutritive sunt absorbite de mucoasa intestinului subțire. Părțile reziduale din alimentele pe care noi le-am mâncat. Deci continuă traiectul mai departe, ajungă la nivelul colonului și acolo, sub acțiunea unor factori de fermentație și putrefacție a bacteriilor prezente acolo, bacteriilor sănătoase, intră în aceste procese de fermentație și putrefacție, creează scaunul și apoi se elimină din organism. În momentul în care noi mâncăm din nou, să zicem, prânzul, înghițim din nou alimentele respective, ajung la nivelul stomacului, ca să spunem așa, și deja când intră spre intestinul subțire, deja apare un semnal la nivelul intestinului gros în care apare un peristaltism, se contractă musculatura colonului și împinge rezidurile afară care existau de la micul dejun, pentru că atunci când rezidurile de la nivelul de la ceea ce am mâncat la prânz ajung la nivelul colonului, colonul să fie deja liber, golit de rezidurile de la micul dejun. Și astfel intră rezidurile de la nivelul de la prânz, intră în aceste fenomene de fermentație și putrefacție, până când venim cu cina, care la fel introducem în procesul de digestie, când ajunge la nivelul intestinului subțire, deja se dă o comandă la nivelul intestinului gros să se elimine alimentele de la prânz, rezidurile de la prânz, astfel încât să găsească colonul liber. Cu alte cuvinte, vă spuneam de mai multe ori că la jumătate de oră sau oră după ce am mâncat, e necesar să avem scaunul cu rezidurile de la masa anterioară. Dacă nu, de multe ori, din păcate, din ce am observat, oamenii mănâncă de două ori sau chiar de trei ori pe zi și au doar un singur scaun dimineața, la trezire, ceea ce înseamnă că, de fapt, rezidurile de la micul dejun, care ajung la nivelul colonului, se adună cu cele de la prânz, se adună cu cele de la cină și ele rămân acolo, la nivelul intestinului gros, o perioadă mult mai mare de timp decât ar fi necesar, ceea ce duce la o înmulțire, de fapt, a numărului de bacterii prezente la nivelul colonului pentru a face procesul de fermentație și putrefacție, cu alte cuvinte, cu cât există o stază sau stau mai mult rezidurile alimentare de la ceea ce noi am mâncat, stau mai mult la nivelul colonului, cu atât se înmulțesc, se suprapopulează, cum ar veni, colonul cu acele microbacterii care există la nivelul colonului, ceea ce face să crească, cum ar veni, numărul lor. Aceștia, crescând în număr, intră în circulația sângelui și de acolo se duc mai departe și creează așa numita suprainfectare, ca să spunem așa, un prim proces de întreținere a proceselor inflamatorii de la nivelul tubului digestiv și apoi chiar mai departe din întregul organism. Deci staza la nivelul colonului, mai mult decât e necesar, a acestor reziduri alimentare duce, de fapt, la o creștere a numărului de microorganisme care există la nivelul respectiv și care apoi sunt absorbite de către sânge și sunt factori favorizanți al proceselor inflamatorii din organism. Un alt element este că sub acțiunea acestor microorganisme, rezidurile care rămân la nivelul colonului mai mult decât ar trebui, aceste reziduri generează niște substanțe toxice din urma procesului de fermentație și putrefacție, care sunt absorbite apoi de către circulația de la nivelul colonului, circulația sanguină, sunt absorbite aceste substanțe reziduale care apoi sunt luate și duse în organism. Cu alte cuvinte, colonul devine o sursă de
substanțe reziduale, de substanțe oxidante sau oxidative în organism și astfel, evident că devine, de fapt, o sursă de factor de îmbolnăvire. De aceea, și din această perspectivă a generării acestor substanțe cu potențial patogen de la nivelul colonului, colonul devine din nou o sursă foarte importantă de factori nesănătoși, ca să spunem așa. Deci, din punct de vedere al celor trei doșauri, colonul este cel care generează cel mai ușor agravarea lui vata doșa și atunci evident că apar foarte multe boli datorită acestor agravări a lui vata doșa. Din perspectiva biochimică propriu-zisă, colonul, atunci când nu este evacuat, nu este menținută starea lui de curățenie, de sănătate, este un generator, ca să spunem așa, de substanțe reziduale pentru organism, de factori oxidanți, pentru organism, de așa numite microbacterii care, peste un anumit număr, devin patogene. De aceea este foarte important să realizăm, ca să spunem așa, un proces de curățenie, de detoxifiere la nivelul colonului, și nu doar a colonului, la nivelul tract digestiv, dar în special la nivelul colonului, iar această detoxifiere să se realizeze dinspre suprafață, ca să spunem așa, către profunzime. Ce înseamnă suprafață? Înseamnă, de fapt, procesul de curățare de la nivelul mucoasei tubului digestiv, la nivelul mucoasei colonului în acest caz. Și cum realizăm aceasta? În primul rând, prin asigurarea așa numitor fibre sănătoase care sunt vitale pentru organism. Știți că alimentele, atât legumele, cât și fructele, cât și cerealele, conțin, într-o cantitate mai mare sau mai mică, fibre insolubile sau fibre solubile. Cele insolubile realizează, atunci când ajung la nivelul colonului, realizează o structură care va genera, ca să spunem așa, o stimulare a peristaltismului, a mișcării tubului digestiv, adică a mișcării colonului, și în același timp vor determina o stimulare a structurilor nervoase pentru a realiza o dinamică cât mai eficientă la nivelul colonului. O mare parte din patologiile tubului digestiv și în special al colonului sunt datorate unei motilități, a unui peristaltism anormal, ca să spunem așa, la nivelul colonului, și anume fie colonul este prea spastic, prea strâns și atunci nu permite bolului alimentar să treacă prin acele zone spastice și apare constipația, fie colonul este prea lax și atunci nu realizează contracția și împingerea bolului alimentar afară din organism, ceea ce evident duce la apariția constipației. De-aia vă spuneam că a avea un scaun pe zi, atunci când noi mâncăm de două sau de trei ori pe zi, știți că este constipație. Una din cauzele acestei constipații poate fi motilitatea deficitară, ca să spunem așa, la nivelul colonului, fie printr-o spasticitate prea intensă, fie printr-o laxitate prea mare. De aceea este foarte important să consumăm, ca să spunem așa, să avem în alimentația noastră așa numitele fibre, care vă spuneam că sunt insolubile, cele care ajută la tranzit, sau cele solubile care absorb din colon acele substanțe reziduale care sunt necesare să fie eliminate. Aici avem
un exemplu foarte bun, cum este Psyllium, tărâția de Psyllium, care, ajungând la nivelul colonului, absoarbe apa de la acel nivel și împreună cu apa absoarbe substanțele reziduale de la nivelul colonului, de printre pliurile mucoasei intestinale și le elimină aceste substanțe afară din organism. Cu alte cuvinte, realizează această curățenie în exterior, în exteriorul celulelor de la nivelul colonului, dar în interiorul colonului, propriu-zis. Evident că un alt element care este foarte important este elementul apă. De ce? Pentru că acest bol alimentar, scaunul, cum îl numim noi, se poate realiza în prezența apei și dinamica colonului și eliminarea scaunului se poate realiza doar dacă există o cantitate suficientă de apă la nivelul colonului pe care bolul alimentar să o absoarbă, această cantitate de apă, și să creeze acest bol alimentar care să fie suficient de maleabil, să spunem așa, se poate trece prin toată structura colonului și să fie eliminat afară. O altă cauză de constipație poate fi și lipsa sau deshidratarea, lipsa apei de la nivelul colonului. Când nu bem suficientă apă sau organismul nostru nu difuzează la nivelul colonului suficientă apă, suficiente lichide, atunci evident că cumva colonul se usucă prin interior, ca să spunem așa, și atunci bolul alimentar nu are ce să absoarbă, scaunul devine foarte tare și se oprește pur și simplu, nu poate aluneca pentru a ieși afară din organism. De aceea, un alt element foarte important, pe lângă prezența fibrelor propriu-zise, care vă spuneam că se găsesc în alimente, în cereale, fructe, legume, este, deci o altă condiție necesară, este prezența apei în cantitate suficientă. Dacă această apă ajută, dacă această apă are și o calitate superioară, în sensul că e foarte pură, are un caracter alcalin, pentru că la nivelul colonului există această tendință de a se acumula destul de multă aciditate, ceea ce face ca atât dinamica colonului, cât și absorbțiile și procesul de eliminare, cât și procesul de purificare sunt mult încetinite și mult perturbate dacă alimentele care ajung sau reziduile alimentare care ajung la nivelul colonului sunt extrem de acide. De aceea, atunci când noi, de exemplu, consumăm o apă alcalină, cum este apa din cana Freeways sau din generatorul Freeways, atunci noi facilităm, cu alte cuvinte, procesul acesta de menținere a stării de curățenie de la nivelul colonului. Pentru că, vă spuneam, apa este necesară să fie prezentă în cantitatea de care are nevoie colonul pentru a realiza cum ar veni bolul alimentar, scaunul pe care în procesul final eliminăm din organism. Colon detoxul, de exemplu, mai conține și bromelaina, atât de importantă proceselor de digestie naturală sănătoasă, ca să spunem așa, a alimentelor pe care le mâncăm. Cu alte cuvinte, cu cât digestia noastră este mai bună, mai completă, ca să spunem așa, cu atât substanțe reziduale, substanțe nutritive care rezultă din procesul de digestie vor fi într-o cantitate mai mare și astfel organismul se va hrăni cu adevărat cu substanțe nutritive pe care noi le-am mâncat și evident că substanțe reziduale care vor rezulta vor fi într-o cantitate mult mai mică și atunci mult mai ușor de eliminat de către organism. Dacă digestia noastră fie datorită lipsei anumitor enzime digestive, cum este bromelaina, sau datorită unei peristaltism sau unor mișcări intestinale deficitare, atunci evident că procesul de separare și de absorbție a substanțelor nutritive va fi deficitar, deci vom
absorbi mai puține substanțe nutritive din ceea ce mâncăm și evident că vor rezulta mai multe substanțe reziduale, ceea ce va duce la o îngreunare a procesului de detoxifiere, de curățare, ca să spunem așa, a organismului nostru. De aceea, prezența atât a bromelaine cât și a xilitolului ne ajută foarte mult inclusiv în procesul de digestie și de separare a substanțelor nutritive de cele reziduale. Ceea ce face inulina, extractul de cicoare, este să absoarbă, să ajute în acest proces de absorpție a substanțelor reziduale de la nivelul colonului. În acest proces de absorpție de la nivelul mucoasei colonului, sau în acest proces intervine inclusiv cărbunele activ, care este un ca un fel de burete pentru substanțele toxice reziduale de la nivelul tractului digestiv și mai mult decât atât ajută la eliminarea inclusiv a excesului de microorganisme care există la nivelul tractului digestiv, ajută la menținerea unui pH normal la nivelul tractului digestiv, la care, cum vă spuneam, mai venim și cu apa alcalină, favorizează sau, mai bine spus, împiedică crearea unui mediu acid la nivelul tractului digestiv, ceea ce ar putea duce fie la un proces deficitar de absorpție a substanțelor nutritive, fie la un proces deficitar de eliminare a substanțelor reziduale toxice de la nivelul intestinului. Eu am fost uimit la un moment dat, mă rog, când studiam în Ayurveda, îmi duc aminte că ni s-a prezentat cărbunele ca fiind extraordinar de bun pentru curățarea dinților, menținerea pH-ului la nivelul cavității bucale și chiar la albirea dinților. Și eu am fost foarte uimit cum chestia aia atât de neagră poate să ne ajute să ne facem dinții albi. Cum chestia aia neagră, cărbunul activ mă refer, poate să ne ajute să ne menținem starea de curățenie a intestinului. Și chiar acolo, fiind în India, mi s-a dat o pastă de dinți. Evident că nu a fost o sincronicitate, ca să spunem așa, nu a fost ceva intenționat, dar era o pastă de dinți pe care o folosesc după aceea și ulterior, care conținea cărbune medicinal, cărbune activ. Și te spălai pe dinți cu o pastă de dinți neagră care conținea cărbune activ. Și efectul era foarte bun. De ce? Pentru că ajuta la menținerea pH-ului în gură să nu devină foarte acid, absorbea acele microorganisme în exces la nivelul cavității bucale care ar fi putut duce la alterarea smalțului dinților sau la infectarea gingiilor și așa mai departe. Și astfel, folosind pasta de dinți cu cărbune, mi-am dat seama cât de important este acest cărbune activ și apoi, evident, că studiind despre el, am văzut că efectele la nivelul tractului digestiv sunt extraordinare, absorbind atât gazele, ca să spunem așa, de la nivel intestinal, cât și excesul de microorganisme, cât și substanțele toxice reziduale care au tendința să se formeze la nivelul respectiv în menținerea pH-ului sănătos, normal, de la nivelul tubului digestiv și așa mai departe. Și pentru a merge chiar mai în profunzime, ca să spunem așa, cu acest proces de detoxifiere, am adus, evident, zeolitul, mult îndrăgitul și cunoscutul zeolit, care ce face, cum vă povesteam, la nivelul tubului digestiv, creează ca un fel de peliculă, ca un fel de sită, că e mai ușor așa, ca un fel de filtru. Deci zeolitul, atunci când îl înghițim, intră în acțiune
intră în contact cu enzimele digestive și creează o substanță foarte specială, osmotică, care creează așa ca un, pe interiorul tubului digestiv, deci ca și cum acesta ar fi tubul digestiv, și pe interior creează o, ca un fel de peliculă, ca un filtru ce va filtra tot sângele din organism care la un moment dat va trece prin intestin. Pentru că în decurs de o oră jumate, sângele din întregul organism, de pe oriunde ar fi, trece pe la nivelul intestinului pentru a prelua substanțele nutritive de la nivelul intestinului și a se duce mai departe. Și astfel, zeolitul care creează această peliculă la nivelul intestinului subțire și chiar și în prima parte a intestinului gros, prin filtrul pe care îl generează acolo, purifică tot sângele care vine și irigă tubul digestiv și astfel reține, cum ar veni, ca la un filtru, da? Reține substanțele care sunt nesănătoase, care sunt nenecesare organismului și apoi, continuând drumul, se elimină prin scaun afară din organism. Zeolitul, vă spuneam că fiind o rocă, el este insolubil, da? Deci nicio substanță din organismul nostru, niciun fel de enzime, nici măcar acidul gastric, nimic nu poate să-l dizolve, astfel încât în urma procesului de dizolvare să pătrundă în sânge și după aceea să fie absorbit în organismul nostru și dus mai departe, eu știu, undeva prin organism. Nu este posibil așa ceva. Zeolitul nu poate fi dizolvat de nicio enzimă, de niciun acid clorhidric, de absolut nimic din organismul nostru. Ceea ce face ca el să intre prin gură, esofag, ajunge la nivelul stomacului, de la stomac se ajunge la nivelul intestinului subțire, acolo, în contact cu enzimele digestive, creează, cum vă spuneam, această peliculă prin interior, căptușește, cum ar veni, prin interior tubul digestiv, intestinul, și când sângele trece pe acolo pentru a-și lua substanțe nutritive, trece și prin acest filtru, prin acest zeolit, zeolitul filtrând, de fapt, într-o oră jumate tot sângele din organism, el evident că rămâne mai mult și filtrează și filtrează și filtrează și filtrează continuu și astfel se creează ca un filtru care treptat merge către colon și apoi din colon se elimină afară din organism în întreaga cantitate în care a fost introdus. Deci dacă luăm 4 capsule de zeolit, 4 se elimină. Luăm 8 capsule de zeolit, 8 se elimină pe parcursul zilei respective. În principiu, el are o acțiune sau rămâne la nivelul intestinului cam în jur de 6-8 ore, 10 uneori, ceea ce, de aceea, de exemplu, noi recomandăm ca administrarea zeolitului să nu se realizeze doar o dată pe zi, pentru că atunci e ca și cum se face un filtru doar o dată pe zi, ci să se realizeze o administrare de 2 sau chiar de 3 ore, este și mai bine, astfel încât ar veni colonul, intestinul subțire și colonul să fie acoperite în ghilimele 24 de ore din 24 de acest filtru care va realiza o purificare extraordinar de puternică și de eficientă la nivelul intestinului subțire și a intestinului gros, purificare ce se va realiza de fapt la nivelul sângelui, a vaselor de sânge și a sângelui ce irigă intestinul subțire și intestinul gros. Cu alte cuvinte, zeolitul purifică sângele ce ajunge la nivelul intestinului subțire și a intestinului gros, dacă e luat în 3 doze, timp de 24 de ore. Și aici, evident că, așa cum vă spuneam de mai multe ori, acest zeolit absoarbe acele elemente în exces din organismul nostru, absoarbe metalele grele, absoarbe acele microorganisme care sunt în exces în organismul nostru, duce la o echilibrare a pH-ului din organism, duce la o eficientizare a
folosirii oxigenului la nivel celular și multe, multe alte beneficii. Elimină excesul de radiații care se acumulează în organism, care are tendința să se acumuleze în organism, elimină inclusiv, ajută la eliminarea excesului de ioni, de radicali liberi de la nivelul organismului nostru și astfel face ca zeolitul să fie, de fapt, un filtru extrem de eficient care realizează o purificare a sângelui din întregul organism. Pentru că vă spuneam, cam într-o oră jumate, sângele din întregul organism, din cap, din plămâni, din ficat, din rinic, din picioare, din mâini și așa mai departe, e necesar să treacă, va trece cu siguranță pe la nivelul intestinului, ceea ce face ca prezența zeolitului acolo să purifice acest sânge și de aceea atunci când noi luăm o doză de 3 ori pe zi de zeolit, de fapt noi acoperim cele 24 de ore necesare organismului astfel încât în permanență de fapt să purificăm sângele de la nivelul întregului organism. Un moment să pun lumina. Că începe să se întunece aici. Așa, parcă e mai bine. Și astfel, prin cele trei elemente, colon detoxul, care ce face? Curăță din interiorul, să spunem așa, tubului digestiv și ajută la eliminarea scaunului, realizarea tranzitului intestinal, prin mecanismele pe care vi le spuneam, prin aducerea fibrelor care antrenează fibrele insolubile care antrenează scaunul și favorizează eliminarea scaunului din organism, prin fibrele solubile care absorb substanțe reziduale toxice la nivelul colonului și elimină afară din organism, prin prezența enzimelor digestive care favorizează un proces de digestie cât mai complet și astfel o absorbție a substanțelor nutritive cât mai completă și o cantitate cât mai mică rezultantă de substanțe reziduale care după aceea va fi mult mai ușor de eliminat din organism, prin prezența psiliumului care ajută la crearea acestui bol alimentar, prin intermediul cărbunelui activ, care vă spuneam că și el favorizează și mai mult acest proces de absorpție a gazelor, a substanțelor acide, a microorganismelor în exces, a substanțelor toxice ce au tendința să se acumuleze prin pliurile mucoasei intestinale și astfel, rămânând în acele mucoase, prin pliurile acestei mucoase intestinale, de fapt să creeze acolo niște depozite de substanțe care, sub acțiunea proceselor, cum vă spuneam, de fermentație și putrefacție ce există acolo, la nivelul colonului în mod obișnuit, să creeze acești așa numitele focare de înmulțire a microorganismelor în mod excesiv, care, absorbite după aceea de către sânge, vor duce la întreținerea proceselor inflamatorii din organismul nostru. Mai mult decât atât, aceste reziduri au tendința să rămână acolo chiar ani de zile și se pietrifică, ca să spunem așa, și atunci împiedică procesul de absorpție a substanțelor nutritive de la nivelul mucoasei digestive printr-un proces de obturare acestor celule de la nivelul mucoasei digestive sau printr-un proces de desensibilizare. Cu alte cuvinte, blochează acei receptori pentru substanțele nutritive pe care noi le aducem prin alimentație și blocând acești receptori, de fapt, noi nu putem absorbi
substanțele nutritive din ceea ce noi am mâncat, pentru că receptorii care ar trebui să le permită introducerea în celulele mucoase digestive nu sunt activi, nu sunt prezenți și de aceea nu sunt activi, pentru că sunt blocați sau sunt desensibilizați de aceste substanțe reziduale. Și atunci pot apărea chiar fenomene de malabsorpție sau de absorpție deficitară a unor principii nutritive sau unor substanțe nutritive, tocmai pentru că receptorii respectivi pentru substanțele respective sunt desensibilizați sau sunt blocați de către aceste substanțe reziduale care rămân la nivelul colonului mai mult decât e necesar, determinând această acțiune asupra acestor receptori. De aceea, curățarea, menținerea stării de curățenie, chiar directă, ca să spunem așa, la nivelul mucoasei digestive este foarte importantă, chiar și din această perspectivă a procesului de absorpție naturală fiziologică a substanțelor nutritive din organism. La care adăugăm după aceea o purificare și o curățare mult mai profundă la nivelul sângelui, da? Deci plecând din interiorul tubului digestiv către peretele mucoasei digestive, către peretele intestinal, până ajungem chiar la circulația sau sistemul vascular de la nivelul intestinului, care este extrem de bogat, ca să spunem așa, acest sistem circulator, circulația la nivelul intestinului subțire și intestinului gros este o circulație foarte puternică, tocmai pentru că sângele e necesar să ajungă acolo și să-și ia substanțele nutritive de la nivelul intestinului subțire și chiar și din prima parte a colonului, restul de substanțe care se mai absorbă acolo și apoi să poată elimina substanțe reziduale prin colon, pentru că vă spuneam că 80% din substanțe reziduale din organism se elimină prin intermediul colonului, ceea ce face ca atât bolul alimentar să facă parte din acești 80%, dar și sângele să deverseze la nivelul intestinului gros substanțe reziduale pe care apoi prin intermediul scaunului să fie eliminate. Ceea ce face zeolitul este să realizeze o filtrare foarte puternică și foarte eficientă și așa cum vă spuneam, dacă este o administrare de 3 ori pe zi, atunci se acoperă cum ar veni 24 de ore intestinul sau mai bine organismul este acoperit din perspectiva aceasta a filtrării sângelui din întreaga structură, din întregul organism. Și astfel acest complex, ca să spunem așa, colon detox, cărbune, activ și zeolit, realizează de fapt un proces de purificare, de detoxifiere completă în toate etapele, ca să spunem așa, dinspre interior către peretele, către periferia peretelui intestinal. Și astfel putem să obținem cu adevărat o purificare, o detoxifiere, pentru că de multe ori există pe piață, am observat, produse care se numesc așa, produse de detoxifiere, dar ele nu realizează procesul complet și complex de detoxifiere cu adevărat. Un alt element care e foarte important de reținut, ca să spunem așa, din perspectiva acestor trei produse, este că ele vin nu doar cu structura lor biochimică care realizează acest proces de curățare la nivelul celulelor, ca să spunem așa, ci este chiar un proces mai complex pentru că ele vin cu structura informațională care generează, de fapt, aduce prin rezonanță în organismul nostru, în ființa noastră, aduce această perspectivă subtilă, informațională, a procesului de detoxifiere, de eliminare a substanțelor reziduale din organismul nostru. Și aici
Evident, la nivelul fizic ne referim la substanțele toxice fizice propriu-zise, radicali liberi, factori oxidanți, ionii pozitivi și așa mai departe. Dar privit mai de sus, dintr-o perspectivă mai înaltă, aici vorbim inclusiv de emoțiile reziduale care există în organismul nostru, în organismul, în ființa noastră, la nivelul structurii emoționale, la nivelul structurii noastre afective, ca să spunem așa. Deci, cu alte cuvinte, aducând aceste substanțe prin structura lor informațională, creează această premiză a detoxifierii din punct de vedere a emoțiilor negative și chiar și mai mult a procesului de detoxifiere din perspectiva gândurilor. Pentru că, așa cum vă spuneam ieri, pentru cei care au fost prezenți ieri la conferință, organismul, ființa noastră, în complexitatea lui, generează, de fapt, sau duce la, conduce la apariția boilor dintr-o perspectivă a structurii mentale, cu alte cuvinte, gândurile negative, uneori chiar obsesive, generează după aceea emoții care sunt emoții negative și care la rândul lor vor duce la apariția unor modificări, la început fiziologice sau funcționale, la nivelul structurii fizice a organismului nostru, care în timp, dacă se continuă această atitudine mentală negativă cu acele emoții negative, vor duce evident la apariția modificărilor chiar structurale la nivelul corpului nostru, ceea ce evident va duce la o îmbolnăvire foarte rapidă a organismului. Când noi vrem să ne menținem starea de curățenie, ca să spunem așa, să fim sănătoși. Această stare de sănătate a organismului implică, de fapt, o stare de sănătate a structurii fizice, structurii emoționale și structurii mentale. Și în procesul de sănătate, ca să spunem așa, a întregii noastre ființe, e important, cum vă spuneam, lunea, să facem, să respectăm anumite principii ale ființei noastre. Și anume, unul este hrănirea, cu alte cuvinte, să hrănim organismul cu alimente curate, să hrănim structura emoțională cu emoții pozitive, să hrănim structura mentală cu gânduri pozitive. Apoi, procesul de detoxifiere, este important să se realizeze detoxifierea organismului nostru și aceste substanțe, aceste trei substanțe, colon detoxul, cărbunele și zeolitul, realizează cu succes această detoxifiere a corpului nostru fizic, dar prin structura lor informațională, mai ales colon detoxul, vine și realizează o detoxifiere chiar la nivel emoțional. Pentru că putem privi, de exemplu, apropo de ca o comparație, putem privi o relație sau viața noastră din perspectiva tubului digestiv. Și v-am mai povestit eu despre asta în câteva cuvinte, o să vă reamintesc. De exemplu, o relație poate fi privită din perspectiva tubului digestiv. Și anume, vedem pe cineva care ne place și chiar simțim ceva foarte frumos pentru ființa respectivă. Și chiar există această expresie, aș mușca din persoana respectivă. Ca și cum aș înfructa din ea, m-aș bucura, aș savura-o mușcând din ea. Ok, asta ține de cavitatea bucală. Când vrem să îmbucăm cum ar veni, să savurăm din ființa respectivă și mușcăm din ea, reușim să mușcăm, atunci totul este bine la nivelul cavității bucale. Dacă nu reușim să mușcăm, că ființa respectivă nu interesează de noi sau ne respinge sau eu știu ce alte situații și nu reușim să îmbucăm din ea, să mușcăm din ea, atunci apare o patologie la nivelul cavității bucale. Ok, să zicem că persoana respectivă este interesată de noi, vine către noi, reușim să mușcăm cum ar veni din ea,
Dar după aceea nu reușim să o înghițim. Există această expresie. Mă, nu reușesc să le înghit pe Cutărescu, pe colegul sau pe vecinul sau pe știu cine, altcineva. Și atunci ce se petrece când nu reușim să înghițim pe cineva? Se blochează la nivelul gâtului. Și apar patologiile de la nivelul gâtului pentru că nu reușim să înghițim ceea ce am mușcat, ca să spunem așa. Ok, să zicem că reușim să mușcăm din persoana respectivă, mușcăm în ghilimele, evident, reușim să-l înghițim, dar nu reușesc să-l diger. Există această expresie, bă, nu-l diger pe Cutărescu. Sau situația respectivă. Și atunci apare patologia la nivelul stomacului. Să zicem că mușcăm din persoană, îl înghițim, îl digerăm, dar nu reușesc să-l asimilez. E ca și cum, deși sunt cu persoana respectivă, poate chiar de câțiva ani de zile, nu absorb acele calități ale lui, nu absorb acele principii minunate care le conține, acele lucruri minunate pe care le conține. Și atunci apare patologia de la nivelul intestinului subțire. Să zicem că mușcăm, înghițim, digerăm, absorbim lucrurile minunate, dar unele ne supără atât de tare, are el niște defecte care, pur și simplu, nu pot să trec peste ele, ca să zic așa. Nu pot să le dau drumul, cum se zice. Sau mi-a făcut anumite acțiuni sau mi-a făcut anumite lucruri și, efectiv, nu pot să-l iert pentru asta, nu pot să le dau drumul. Lucruri care nu au fost bune, nu au fost plăcute, poate, anumite mizerii, ca să spunem așa, și nu reușesc să elimin mizerile respective, să le dau drumul și să-l iert. Că, na, așa a fost situația respectivă, atât a putut. Ei, în momentul respectiv apare patologia la nivelul colonului. Deci putem privi o relație, ca să spunem așa, în care suntem, indiferent cu cine din jurul nostru, că e soția, că e soțul, că e bunica, că e mama, că e copilul, că e colegul, că e șeful sau știu ce altceva, putem să privim, sau relația cu serviciul nostru, putem să privim din această perspectivă a digestiei, a tubului digestiv. Ei, atunci când realizăm procesul de detoxifiere, noi de obicei ne gândim la detoxifierea tubului digestiv, a intestinului subțire, a intestinului gros, să scoatem, cum vă povesteam, toate acele elemente fizice, ca să zicem așa. Dar foarte puțin ne gândim, de fapt, la acest proces de detoxifiere a emoțiilor. Acele emoții de nedigerare, acele emoții de neasimilare, acele emoții de neiertare, ca să spunem așa, și de eliminare a mizerilor, greșelilor pe care mi le-a făcut Cutărescu sau Cutărească. Noi nu ne gândim la aceasta. Și atunci ele ce fac? Ele, rămânând în ființa noastră, vor genera, așa cum vă spuneam, trec dacă se acumulează o cantitate suficient de mare de astfel de emoții, ele trec după aceea la nivelul structurii fizice și vor determina boli la nivelul structurii fizice. De aceea este atât de important să curățăm inclusiv această structură emoțională de către aceste reziduri, emoții reziduale, ca să spunem așa. Că există și acolo reziduri. Și dacă e să mergem chiar un pic mai sus, să eliminăm inclusiv acele gânduri care uneori sunt repetitive și fiind repetitive se duc la nivel subconștient și care vor genera după aceea niște mecanisme foarte complexe în ființa noastră. Că ne greșește Cutărescu sau Cutărească ceva. Mă rog, neintenționat, dar ne apasă nouă un buton, cum se zice, declanșăm în noi, cum vă povesteam ieri, o anumită atitudine mentală care va genera anumite gânduri, gândurile respective vor genera anumite emoții, consonanță cu gândurile respective, adică dacă avem niște gânduri negative, nu o să generăm niște emoții pozitive, ci vor genera tot emoții negative. Aceste emoții negative se vor reflecta după aceea asupra structurii fizice în funcție de emoțiile respective într-o anumită parte, într-un anumit organ, ca să spunem așa. Ei, atunci când noi ne trezim că avem o problemă de sănătate,
ne ducem și începem să ne gândim, a, ce am mâncat, ce n-am mâncat, ce a dus la apariția acestei boli, gândindu-ne din perspectiva fizică ce a dus la apariția acestor boli. Dar, sau acele probleme de sănătate. Dar e important să ne privim mai sus, ce emoții au generat, ar fi putut genera, de fapt, acea problemă de sănătate, ce gânduri ar fi putut genera, de fapt, acele emoții care au dus, de fapt, la apariția acelei probleme de sănătate. Și astfel să sesizăm că, de fapt, cutăreasca ne-a greșit cu ceva, nici nu știa că ne greșește, de fapt. Ea s-a purtat firesc, cum, atât cât s-a priceput ea, sau cutărescu, sau știu cine. Noi am reacționat din punct de vedere, deci am interpretat ceea ce a realizat persoana respectivă, interpretarea noastră a generat un anumit mecanism mental, anumite gânduri, să zicem, negative, care, aule, uite ce mi-a făcut, dar uite ce mi-a făcut și mă gândesc și acum și peste o oră și peste două ore și după aia iar peste trei ore și a doua zi și a treia zi mă tot gândesc, dar uite ce mi-a făcut și tot rumec cum ar veni în capul meu, cum a putut să-mi facă chestia aia, dar uite cum, dar nu se poate, dar este imposibil, dar fii atent ce gândurile acestea repetitive, mai ales dacă sunt destul de intense și generează o emoție foarte intensă, pentru că noi ne gândim la acel lucru, după care emoția imediat apare, oleu, dar uite ce, dar uite cum, dar cum s-a putut, dar cum a putut să facă așa ceva. Și emoția respectivă, împreună cu gândurile repetitive, deci emoția va implementa acele gânduri obsesive, acel mod de a gândi negativ, va implementa la nivel subconștient și va declanșa acolo, de fapt, un program care va rula subconștient și azi, și mâine, și poimâine, și o lună, două luni, cinci luni, un an, încât la un moment dat, când se acumulează suficient, ajunge prin acest mod de a gândi și aceste emoții, ajunge, de fapt, la nivelul structurii fizice și ne trezim peste jumătate de an, un an sau chiar doi ani, cu o boală destul de gravă, generată, de fapt, de acea acțiune pe care noi n-am reușit să o digerăm, n-am reușit să o eliminăm, să o iertăm și am gândit-o, ca să spunem așa, după care am insuflețit-o emoțional și apoi, evident, că apare boala respectivă. Dar ea este programată de un an, doi ani înainte, poate, sau chiar de trei, patru, cinci ani. Și noi când ne îmbolnăvim, ne gândim, a, ce am mâncat ieri, alaltă ieri, o săptămână în urmă, două săptămâni, sau ce am greșit în ultima lună. Dar nu, acel lucru este pus de mai mult timp la copt, cum se zice. Ei, momentul în care noi intrăm și realizăm acest proces de detoxifiere prin intermediul structurilor naturale, prin intermediul plantelor, de exemplu, noi reușim, de fapt, datorită structurilor biochimice, să curățăm, să detoxifiem, cum vă spuneam ieri, ultimul blat a structurii fizice, la nivelul colonului, intestinului, mucoasa, rezidurile la nivelul colonului și a intestinului și așa mai departe, dar prin structura informațională noi mergem chiar mai sus și realizăm un proces de detoxifiere emoțională, eliminăm acele emoții care au dus, ca să spunem așa, la apariția, favorizarea apariției problemei respective de sănătate sau chiar prevenirea apariției la probleme de sănătate printr-o curățenie a emoțiilor cât mai des și apoi chiar mai sus, prin așa numita, cum v-am mai spus de mai multe ori, așa numita igienă mentală, în care urmărim, de fapt, să realizăm un proces de curățenie la nivel mental de acele gânduri care de multe ori sunt atât de destructive în organismul nostru și în structura mentală, dar inclusiv chiar până la nivelul organismului nostru. Și vă spuneam eu că dacă noi am reușit să sesizăm la fel de ușor gândurile sau emoțiile pe care le avem, așa cum, de exemplu, reușim să ne sesizăm structura fizică, da? Putem să o palpăm, să ne dăm seama de forma corpului. Dacă am putea fi la fel de conștienți cum suntem de forma, de corpul nostru,
să fim de emoțiile noastre și de gândurile noastre, am fi cu totul altfel. Și vă dădeam exemplu de când vă urcați într-un autobuz, să zicem, sau într-un metrou unde este aglomerat, vară, cald, cum este acum, și să urcă o persoană mai, cum să zic, sudoripară, adică cu o transpirație mai abundentă și care cu un miros mai puțin plăcut, și se urcă în autobuz sau în metrou respectiv și e înghesuială și stă lângă noastră și miroase super tare, avem o reacție. Doamne, ce miroase omul ăsta, să mai spele și el, că uite, intră în aglomerația asta și ne doboară pe toți. Avem această reacție, pentru că este una perceptibilă, ușor de identificat. Dar când se urcă un om care este plin de gânduri negre, de răutate față de ceilalți, de gânduri de răutate față de ceilalți și intră în autobuz cu noi, noi nu percepem acest lucru. Deși, teoretic, el este, din această perspectivă, este cu mult mai murdar decât omul care transpira, că na, e cald afară și asta este sistemul lui de sudorație, de reglare, de termoreglare. Deci acest om care are aceste gânduri, care poate chiar violente, ca să spunem așa, față de semenii lui, și care vine cu ele, cu tot felul de gânduri urâte, negre, vine lângă noi, noi nu vedem acest lucru, mergem 3 stații, 4 stații, 5 stații cu el, după care coborâm, ajungem acasă și ne trezim că suntem contractați, nervoși, iritați, cu o altă stare față de cât am plecat la servici, de la servici, să zicem. Sau starea, aveam o stare când ne-am urcat în autobuz și când ajungem acasă avem cu totul altă stare. De ce? Pentru că mirosul, ca să spunem așa, gândurilor respective a intrat în ființa noastră, pentru că nu vă gândiți că noi suntem fiecare băgați într-o bulă, așa, într-o sferă, și când ne urcăm în autobuz, noi rămânem în sfera aia care este a noastră și nu comunicăm cu ceilalți, fiecare în sfera lui. Nu. În momentul în care mergem pe stradă sau ne întâlnim cu oameni sau trecem pe lângă oameni, noi, de fapt, aurile noastre, câmpurile noastre subtile, structurile noastre subtile, emoționale, mentale, interferează cu acelorlalți și în funcție de pe unde trecem sau pe lângă cine stăm, ca să spunem așa, se întrepătrund acele structuri emoționale și mentale și dacă suntem o fire ușor mai receptivă, atunci evident că vom recepționa foarte puternic gândurile, emoțiile respective ale ființelor respective și vom prelua, dacă suntem mai receptivi, din natura acelor gânduri sau emoții și ne trezim că ajungem acasă cu emoții de alea stresante, nervoase, iritate, cu gânduri. Și ne gândim, bă, dar de unde mă gândesc eu la așa ceva? Pentru că eu când am plecat de la muncă sau știu de unde am plecat, eram chiar bine liniștit. De ce? Pentru că persoana respectivă care s-a urcat în tramvai sau în autobuz nu a realizat acea igienă mentală, îi trecea prin cap, încât când se urcă în autobuz să lase deoparte toate acele gânduri obsesive și emoții negative, și să intre curat în autobuz, ca dumneavoastră să puteți beneficia de un vecin de autobuz super liniștit, relaxat, cu gânduri curate, albe și frumoase. Dar putem noi să facem aceasta, pentru că și noi, la rândul nostru, dacă ne urcăm în autobuz, cu ranchiunea, mă, ce mi-a făcut azi colegul sau șeful, iar a țipat la mine, iar mi-a făcut, mai, și eu cât mă strădui și cât mă sacrific, și ăsta e nerecunoscătorul, și dacă îl văd, la strânge de gât acum și eu știu ce alte emoții și gânduri, vă dați seama că noi intrăm în autobuz cu astfel de atitudine, vecinii de pe lângă noi sunt influențați de aceasta și dacă mai găsim o persoană mai receptivă, l-am rearanjat pentru ziua respectivă sau măcar pentru o oră, două, dar cum încolo, și se ajunge săracul acasă nervos și crizat din cauza noastră. Pentru că noi nu am realizat această curățenie a noastră. Chiar vă spuneam că poate o să facem niște tabere, n-am mai apucat să mă ocup și de asta. Niște tabere prin care să
învățăm aceste mecanisme de detoxifiere sau de igienă afectivă și mentală, așa cum de obicei ne ocupăm de igiena noastră corporală. Facem duș, ne spălăm, ne dăm cu diverse substanțe frumos mirositoare, ceea ce este un lucru minunat. Dar mai departe, structura emoțională și mentală, ne ocupăm de ea să fie la fel de curată și frumos mirositoare, ca să spunem așa, ca și trupul fizic. E, aceste substanțe, aceste trei produse, realizează, de fapt, acest proces de curățenie prin structura lor informațională, realizează, de fapt, acest proces de curățenie inclusiv, nu știu dacă mă mai auziți, că nu apare niciun semn pe aici. Sper că nu am vorbit singur. Nu, este în regulă, vă auzim. Ok. Prin structura lor informațională, de fapt, realizăm un proces complex de detoxifiere. Structura biochimică se duce și curăță ultimul blat, care vă spuneam, structura fizică, dar structura informațională a acestor plante, a acestor structuri naturale, de fapt, vin și realizează un proces de detoxifiere mult mai complex la nivelul structurii emoționale, la nivelul structurii mentale, și astfel putem să ne urcăm liniștiți, ca să spunem așa, în metrou sau în tramvai, în autobuz, pentru că cumva realizăm această igienă a ființei noastre. Pentru că igiena exterioară, de multe ori noi suntem atenți la ea. Da? Ne spunem pe dințișori, duș, chestii, parfumele, și suntem atenți la asta, pentru că, de ce? Asta e cea mai vizibilă. Dar dacă am avea, de exemplu, la servici sau în autobuz, pe cineva care ar putea să vadă mai în profunzime, ca să zicem așa, și anumiții clarvăzători care văd aura, și să stea unul la ușă, controlorul, da? Cine urcă în metro, da? Și vede, ăsta, mă, nu, nene, tu nu vezi ce gânduri ai și ce emoții, mai fugi și te curățe și după aia intri în metro. Vă dați seama că ar merge metrou cam gol. Ar fi super liber. De ce? Pentru că mulți dintre noi nu suntem atenți la aceste elemente. Să avem emoții pozitive și să eliminăm acele emoții negative. Să avem gânduri pozitive și curate. Să eliminăm gândurile respective care sunt atât de destructive, inclusiv pentru structura fizică. Să realizăm această igienă emoțională și mentală. Și chiar sunt tehnici, procedee, care ajută la acest proces de detoxifiere emoțională și mentală, iar una din metode este aceasta de a apela la plante, la structuri naturale care realizează acest deziderat. Și aceste trei produse care vi le-am prezentat în seara aceasta chiar realizează detoxifierea ființei noastre, nu doar a corpului fizic. Întrebări, dacă aveți. Ce ceasul? M-am încadrat. Dacă aveți întrebări, relatări, experiențe, în ce ordine se iau aceste produse? Recomandarea mea este ca zeolitul, indiferent cu ce alte produse îl asociați, nu contează, să se ia cu 10-15 minute înainte. Deci ați luat zeolitul. Nu, invers. Deci orice produs luați cu 10-15 minute, îl luați, da? Indiferent că sunt 1, 2, 3, 4, 5 produse, de exemplu, colon detoxul sau cărbunele sau orice vreți dumneavoastră, imuno, cardio, relaxo, ce vreți dumneavoastră, luați 10, le luați și apoi la 10-15 minute luați zeolitul. Deci se există o diferență între administrarea celorlalte produse și zeolit cam 10-15 minute.
Ele se pot lua și împreună toate, dar există o eficiență un pic mai mare dacă zeolitul se ia separat. Trebuie luat zeolitul împreună cu colon detox ca să nu producă constipația? Nu. Ca să nu producă constipația, e necesar să luați cu apă și colon detoxul și zeolitul. Deci, cu alte cuvinte, să asigurați, dacă aveți o hidratare corespunzătoare a organismului, atunci chiar și o cantitate mică de apă luată împreună cu colon detox, deci dizolvând colon detox, o cantitate mică de apă este suficient. Dar dacă nu suntem o ființă foarte hidratată, atunci dacă punem puțină apă în colon detox, poate apărea fenomenul de constipație. Chiar luând colon detox. De aceea e important să luăm colon detoxul cu cantitatea necesară organismului de apă pentru a se crea absorpția respectivă la nivelul colonului. Zeolitul la fel. E necesar să fie luat cu o cantitate corespunzătoare de apă pentru a se putea crea acea peliculă, ca să spunem așa, la nivelul tubului digestiv și mai ales la nivelul colonului să se realizeze procesul de eliminare ușor și fără niciun fel de problemă. Pe când pasta de dinți cu cărbune activ? Să știți că puteți să faceți, vă spun asta pentru că sursa de pasta de dinți pe care o aveam atunci din India s-a epuizat, evident că nu prea se găsește la noi. Acum am impresia că am văzut ceva pe piață, dar nu sunt sigur. Și atunci amestecam pasta de dinți, făceam eu un amestec cu cărbune și muiam periuța acolo și puneam pe dinți. Deci, o pasta de dinți pe care o folosiți de obicei, evident, vă recomand pasta de dinți fără flor, că florul este o tâmpenie în pasta de dinți. Deci, amestecam pasta de dinți cu cărbune și luam de acolo, puneam în periuță și curățam dinții. Se poate lua colon detox în cazul colonului iritabil? Nu am prins toată prezentarea. Da, se poate lua. Chiar e foarte bun, pentru că cu precizarea de a lua cu apă și cu cărbune medicinal, cărbune activ. Pentru că chiar realizează o înmuiere, o lubrefiere, o calmare, ca să spunem așa, a iritației la nivelul colonului. Cât timp se iau aceste produse pentru detoxifiere? Cam 50 de ani de acum încolo puteți să le luați liniștiți, fără întrerupere. Mă mai spuneam eu în cazul zeolitului că la el nu există limită de administrare. El poate fi luat zilnic și sunt persoane, chiar am pacienți consecvenți, care iau și de 7 ani de zile în fiecare zi. Fără pauză. Poate chiar și mai mult. 7 ani. Pentru că zilnic noi aducem prin conservanții din alimente, prin prelucrarea alimentelor, prin multe altele, prin emoții negative sau gânduri negative, noi generăm în organismul nostru substanțe reziduale, substanțe toxice, care e necesar să fie eliminate zilnic. Dacă ele rămân în organism mai mult, atunci evident că se duc în diverse zone și ne îmbolnăvesc. Cu cât noi suntem mai activi în procesul de detoxifiere, cu cât detoxifierea noastră se face, cât s-a produs, atâta se elimină, cu atât în organismul nostru nu rămân substanțe reziduale și organismul rămâne sănătos. Și prin asta 80% din bolile din organismul nostru deja le-am eliminat. Șansa de a ne îmbolnăvi rămâne un 10%-20%. Foarte mică. Pentru că menținem această stare de curățenie la nivelul organismului nostru prin aceste produse, cum de exemplu zeolitul, care curăță sângele din întregul organism. Și sângele care vine la ficat, și sângele care vine la rinichi, și sângele care vine de la intestin, și sângele care vine de la creier, și așa mai departe, și sângele care se duce la ficat, e curat, e filtrat de zeolit,
și sângele care se duce la rinichi e filtrat de către zeolit și sângele care hrănește creierul e filtrat de către zeolit și e curat și așa mai departe. De-aia nu există limită cât să luăm. Continuu. Mai ales că acum mai venind și aceste 5G-uri, în curând 6G-uri și știu ce alte tehnologii cu o radiație extrem de puternică, organismul fiind o structură vie are tendința să asimileze, să acumuleze aceste radiații în exces. Aceste radiații în exces, evident că perturbă starea de echilibru a organismului și generează boli chiar foarte cumplite, până la mutații genetice se produc datorită excesului de radiații nocive care se produce prin aceste 5G-uri. Și atunci, ceea ce face zeolitul este să absoarbă acest exces de radiații pe care organismul le asimilează datorită mediului înconjurător și să elimine acest exces de radiații. Și atunci eliminăm sursa care ne poate îmbolnăvi atât de puternic, chiar până la a produce mutații genetice. Astea fac radiațiile 5G, produc chiar mutații genetice, care evident că vor duce la apariția bolii de care n-a auzit nimeni niciodată. Cunosc o persoană care a zilnic de câțiva ani, rezultatele sunt vizibile. Zeolit suprem, da. Minunat. Ar fi bine să ne vaccinăm sau mai bine luăm zeolit? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun perspectiva mea personală, luați zeolit. Luați zeolit, luați argint, luați aur coloidal. Sunt extraordinar de eficiente. Mai ales că nu prea știm ce este cu vaccinul ăsta și care sunt efectele în timp. Este un medicament experimental. Acum se vede ce se produce. Cu alte cuvinte, noi suntem, sau mă rog, cei care s-au vaccinat, sunt subiecte de studiu. Ce se poate petrece în jumătate de an, un an, doi ani, trei ani asupra organismului prin aceste vaccine. Putem lua zeolit permanent sau cu pauză? Permanent. Fără pauză. Dacă mai aveți întrebări... Ok, dacă nu mai sunt întrebări, ori am fost explicit, ori am fost total neexplicit și nu aveți ce să întrebați. Eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru participare și dăm legătura în studio. Da, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. Ne revedem cu dumneavoastră și cu echipa Alchimia Freeways în câteva minute. Da. Apropo de ce vorbeam, de procesul de detoxifiere, atât la nivel fizic, emoțional și mental, prin această Alchimie Freeways pe care o facem, de fapt, asta urmărim. Și asta urmărim printre altele. Ok? Da. Ne vedem în curând. Ne vedem în curând. Eu până la întâlnirea Alchimiei Freeways cu doctorul Cătălin Luca voi prezenta ofertele companiei, respectiv promoția pentru cele trei produse prezentate. Este vorba de un pachet care le conține pe toate cele trei. Veți găsi un link de pe care puteți să comandați cu reducere acest pachet 1 plus 1 gratuit, adică plătiți un pachet și primiți două. Deci în loc de trei produse vor fi șase.
Cum puteți să comandați? Vă recomandăm să întrebați persoana care v-a invitat în această seară aici sau să reveniți la sursa de pe care ați aflat informația. Promoția este valabilă doar timp de 24 de ore și doar în limita stocului disponibil. Noi vă mulțumim că ați fost în această seară alături de noi. Vă reamintim că această conferință v-a fost oferită de către compania românească Freeways Global. La revedere, o seară bună!